Salut! Sunt Cristina Oțel, trainer, life design coach și antreprenor și ajut femeile să se elibereze din strâmtoarea vieții care le-a rămas mică și să-și creeze una care să le vină ca turnată. Pauza de bine e un podcast de life design în care te invit să te întâlnești cu tine, să-ți antrenezi mindsetul de creștere, să te împrietenești cu emoțiile tale, să-ți amplifici starea de bine și să-ți îmbunătățești obiceiurile. Împreună cu invitații mei, te echipăm cu ideile și instrumentele de care ai nevoie ca să-ți crești încrederea în tine, să-ți transformi viața de la interior spre exterior și să atingi succesul așa cum arată el pentru tine. Salut! Azi vreau să începem pauza de bine cu o întrebare. În ce măsură ții cont de tine? În timpul activităților pe care le ai de făcut, zi de zi, de nevoile tale, de preferințele tale, de ce te bucură, de abilitățile tale, de talentul tău, de cine ești tu și cât de mult aduci din tine în tot ceea ce faci. În episodul trecut. Draga mea prietă, Cristina Guraliuc, mi-a ținut spațiu să împărtășesc câteva din lucrurile învățate din miile de ore de cursuri facilitate și am povestit inclusiv despre greșeli pe care să le eviți. Și dacă n-ai ascultat încă episodul, te încurajez să o faci, chiar dacă nu ai în plan să creezi neapărat un curs. Pentru că am primit mesaje de la persoane care au alte tipuri de servicii și chiar produse, care au ascultat episodul și mi-au spus că le-a fost foarte util. O mare parte din activitatea mea profesională din ultimii 17 ani au fost, și sunt, de fapt, experiențele de învățare create și facilitate pentru clienții mei, mai întâi pentru clienții interni, colegii mei din compania în care lucram, iar din 2018 pe clienții pe care îi ajut din postura de om cu business propriu. Dacă nu aș fi înțeles cât de important e să țin cont și de mine în procesul ăsta de creat și livrat cursuri, azi cel mai probabil. Nu mai aveam conversația asta pentru că m-aș fi lăsat de meserie. Da, clienții noștri sunt importanți, dar nu ne sunt stăpâni. Da, e important să fii cu ochii pe tendințe, dar nu să le urmezi orbește. Da, e important să generezi venituri prin cursurile tale, dar nu cu orice preț. De la astea trei premise vreau să începem conversația de azi. Când vine vorba de cursuri, ce observ eu este că se pune accent odată pe informație și, dacă se poate, pe un volum mare de informație, și mai revin la subiectul ăsta un pic mai încolo, și se vorbește mult despre clientul ideal sau avatarul de client ideal și nevoile sale, și pe bună dreptate, e important. Însă, se vorbește mai puțin despre cât de important e să îți înțelegi povestea valorile, unicitatea, avantajele tale ca facilitator de cursuri, contextul tău curent, stilul de viață pe care ți-l dorești și cum cine ești tu poate modela și ar trebui să modeleze experiența de învățare pe care o creezi. Păi n-ar fi fain ca în timp ce îți ajuți clienții să-și transforme viața, să o transformi și tu pe a ta? N-ar fi fain ca experiențele de învățare pe care le creezi să nu însemne doar succes sub forma unor cifre care te mulțumesc, nu știu, număr de participanți, număr de clienți mulțumiți, număr de ediții ale unui curs, număr de grupe, încasări, ci să contribuie și la un stil de viață armonios și împlinitor pentru tine. De asta spun că al tău curs are nevoie și de tine, nu doar de expertiza ta. Pentru că ceea ce creezi nu trebuie să fie doar util pentru clienții tăi, care încă o dată e un lucru foarte important, ci trebuie să fie împlinitor și pentru tine și aliniat cu viața pe care ți-o dorești. Cursurile tale trebuie să-ți servească și ție, nu doar participanților tăi. Focusul muncii mele, cel puțin în etapa asta a călătoriei mele, este The Human Behind the Business să ajut omul din spatele afacerii să facă schimbările de mindset și de identitate ca să poată avea viața armonioasă pe care și o dorește. Și pe același principiu, cursul tău nu are nevoie doar de cunoștințele tale, ci și de omul din spatele expertizei. Una dintre greșelile frecvente pe care eu le văd în jurul meu este exact concentrarea pe expertiză, exact ce ți spuneam un pic mai devreme. Și înțeleg de ce e ușor să pici în capcana asta, crezând că unicul lucru care contează pentru a avea un curs valoros este să-l umpli cu informații. Dar informații sunt peste tot. Internet, cărți, podcasturi, videourile de pe YouTube, ca să nu mai zic de inteligența artificială. Oamenii au informația la buricele degetelor lor, la propriu. Iar dacă lucrezi la primul tău curs, dacă n-ai încredere în tine, dacă pui prea mult focus pe diverse frici, de ce m-ar plăti cineva pe mine dacă nu se înscrie nimeni? Dacă mă întreabă cineva ceva ce nu știu, dacă nu vor fi mulțumiți participanții și așa mai departe, e și mai ușor să cazi în capcană și să încerci să acoperi fricile astea și îndoielile cu tone de conținut de care nu e nevoie. Ce se întâmplă în momentul în care te concentrezi doar pe informații, doar pe expertiză, este că riști să creezi un curs generic și prea puțin relevant pentru participanți, să copleșești oamenii cu informații nenecesare, să nu te conectezi cu audiența ta, să nu-ți placă nici ție până la urmă și să o faci din obligație și să transmiți o energie care nu te va ajuta să creezi o experiență memorabilă ratezi oportunitatea de a crea o experiență unică și pentru participanții tăi și pentru tine. Riști să fii dezamăgită de cursul tău, de prestația ta, să te critici aspru și să renunți la a mai facilita experiențe de învățare. Riști să devii un obstacol în calea ta în ceea ce privește viața aia armonioasă pe care ți-o dorești, să te sabotezi singură și riști să-ți strici reputația. Dacă faci ceva fără bucurie, fără plăcere, faci ceva generic încercând să mulțumești pe toată lumea, care este una dintre cele mai mari greșeli, ți se duce vestea ca fiind doar încă un coach, încă un prestator de X serviciu și tu meriți mai mult de atât. E important să te ajuți să strălucești, în timp ce îi ajuți și pe clienții tăi să strălucească. Și asta se întâmplă, da, când. Îți dai voie să fii autentică și să infuzezi cursul cu cine ești tu, cu perspectiva ta, nu doar cu informații? Creezi oportunitatea unei conexiuni reale și profunde cu oamenii care se înscriu și care vor să fie ghidați de tine. Deși am avut o perioadă lungă la începutul carierei mele de trainer, în care fie n-am știut că pot ține cont și de mine în procesul ăsta, fie am uitat, pentru că s-au activat fricile despre care îți vorbeam un pic mai devreme, nu m-aș mai putea întoarce acolo. Nu aș mai putea crea experiențe de învățare care să nu țină cont și de mine, de povestea mea, de perspectiva mea, de stilul meu de viață, de energia mea, de contextul pe care îl am într-o anumită perioadă de obiectivele mele, de timpul pe care l-am la dispoziție, de nevoile mele. Și când vezi lucrurile din perspectiva asta, chiar dacă nu e mereu evident, te ajută să te conectezi mai profund cu participanții tăi, ca de la om la om, nu doar de la expert la client. Când ții cont de călătoria ta personală, de valorile tale, de experiențele tale, clienților le e mai ușor să rezoneze cu tine. Când ești autentică și vulnerabilă, reală, Clienților le este mai ușor să aibă încredere în tine și, deci, să fie mai deschiși la rândul lor, să împărtășească și să fie mai implicați în procesul de învățare. Când îți dai voie să spui povești, nu doar să transmiți informații, le oferi participanților o experiență memorabilă. Și în timp ce faci toate lucrurile astea, îți oferi și ție o experiență pozitivă împlinitoare și te apropii și mai mult de viața și de afacerea la care visezi. Așadar, ai toate motivele să infuzezi experiențele de învățare pe care le creezi cu tine și cu cine ești. Cum poți face asta? E o conversație mai amplă, dar ai putea să începi cu câteva lucruri. De exemplu, înțelege care e povestea ta, experiența ta cu tema sau subiectul cursului, respectiv problema pe care vrei să o rezolvi. Cum ai ajuns tu la expertiza pe care o ai? În cazul meu, am ajuns la etapa profesională în care mă aflu acum, treptat. Eu nu am știut că voi ajunge să lucrez cu femei care au sau vor să aibă o viață de care să le fie drag și un business care să o susțină armonios. Nu am știut că toate experimentele pe care le-am făcut și toate uh, opririle în diverse stații de-a lungul călătoriei mele profesionale mă vor aduce în punctul ăsta. Și cel mai probabil, ăsta nu este punctul sau destinația finală. Și sunt absolut deschisă pentru orice altceva, va deveni evident că va fi drumul meu pe viitor. Și atunci, da, mă concentrez pe femei care au sau vor să aibă o viață de care să le fie drag și să aibă un business care să se încadreze armonios în această viață. Și pentru asta lucrăm mult la mindset și identitate. Și anii mei de lucrat pe cont propriu. Eșecurile, succesele, fricile, provocările mele proprii de mentalitate, shifturile de identitate pe care le-am făcut, toate mă ajută în ceea ce fac, inclusiv în cursurile pe care le creez. Deci, întreabă-te ce provocări ai depășit, care sunt succesele tale, ce ai reușit tu să faci, care e povestea ta. Apoi, un alt lucru pe care poți să-l faci este să ții cont de personalitatea ta, de aturile tale, de unicitatea ta în momentul în care creezi cursul. Ca să revin la exemplul personal, eu sunt un om cald, prietenos, informal. What you see is what you get, cum mă auzi în podcast sau mă vezi pe Instagram, așa mă vezi și în întâlnirile pe care le avem face-to-face. -face. Pot explica simplu concepte complexe pe limba omului, cum mi-a zis la un moment dat una dintre clientele mele, poți ține spațiu sigur cu ușurință, aduc umor, aduc vulnerabilitate și autenticitate în relație. În orice formă am lucrat împreună vei simți asta. Întreabă-te care sunt darurile tale, care sunt ciudățenile tale, dacă vrei. Și poți să pui ciudățenile în ghilimele. Care sunt punctele tale tari, talentele tale? Și aș mai adăuga un pas pe care poți să îl incluzi în încercarea de a infuza experiențele de învățare cu mai mult tu, <laughs> să-ți dai timp să înțelegi care este contextul tău actual, ce obiectiv ai, cum vrei să te simți, ce resurse ai, ce nevoi ai. De exemplu, deși în anii anteriori am ținut cursuri și seara, în prezent, serile mele sunt rezervate pentru Viață, nu pentru business. Pentru familie, timp pentru mine, relaxare. Însă, pentru cineva care construiește afacerea în paralel cu un job, e firesc să țină sesiunile de curs după terminarea programului de la job. De asta zic că e important să-ți înțelegi un pic contextul, să înțelegi care e obiectivul tău, ce vrei tu să construiești, cum arată acel ceva pe care vrei să-l construiești, cum se simte. În concluzie, expertiza ta e esențial. Dar cine ești și măsura în care îți dai voie să fii tu în livrarea cursului vor face ca experiența să fie unică și de impact. Nu doar pentru clienții tăi, ci și pentru tine. Sper ca episodul de azi să îți fi dat câteva idei despre cum poți aduce mai mult din tine, din cine ești, în experiențele de învățare pe care le vei crea și facilita pentru clienții tăi. În Course Creation Formula vom face asta împreună. Vom domoli fricile și vom descoperi cum arată cursul, care să fie și valoros pentru clienții tăi, dar să fie și experiența de care ai tu nevoie. De fapt, ne vom uita la tine înainte de a ne uita la participantul ideal și nevoile sale. Pentru mine este extrem de important ca ceea ce fac să fac cu bucurie, cu plăcere și nu, nu trăiesc într-o lume în care totul e numai cu curcubeie și sclipici. Sunt și lucruri pe care le facem și care nu ne plac. În schimb, acolo unde ele depind de mine, mă voi asigura mereu că rămân aliniată cu mine, cu valorile mele, cu felul în care îmi văd viața și felul în care îmi imaginez că o să arate viața mea în viitor și mă asigur că aduc cât mai mult din energia asta în tot ceea ce creez. Pentru mine e important să mă bucur de tot ceea ce ofer. Și asta, energia asta, dorința asta, ajunge la clientele mele. Eu sunt pregătită să te însoțesc în procesul ăsta de creare de cursuri care e și dezordonat, e și frustrant, e și copleșitor pe alocuri. Mai trebuie tu să-ți spui da, să te înscrii în program și să ne apucăm de treabă. Până la finalul anului vei avea cursul gata și te provoc să te gândești cum va arăta primvara pentru tine din perspectiva acestui curs pe care îl creezi. Ce va deveni posibil pentru tine dacă te apuci de treabă de azi? La momentul publicării episodului mai e doar o săptămână de înscrieri, ni te poți alătura până pe 31 octombrie folosind linkul din descrierea episodului. Și mai trebuie să știi că locurile sunt limitate tocmai ca să putem lucra intensiv la cursul fiecăreia dintre participante. Pentru că vom lucra. Mulțumesc că ai rămas cu mine până la finalul pauzei de bine de azi, că susții podcastul și că dai episodul mai departe către 2-3 oameni cărora crezi că le-ar prinde bine informațiile de azi. Nu uita să urmărești podcastul pe social media și în aplicația ta preferată de streaming și să dai subscribe sau follow ca să nu ratezi niciun episod. Până data viitoare, când ne auzim la o nouă pauză de bine, ține minte că și tu îți poți crea o viață pe care să o iubești și sunt aici să te ajut să faci asta.